pe Țigănaș. Tudorie, superb, 4-0, Golovka, după o fază minunată. Golovka, fostul jucător al Botoșanului, înscrie 4-0, dar ce acțiune bună, ce pasă dă din prima Tudorie. Ar putea să fie ultima partidă a lui Teja pe banca Botoșanului, deși Valeriu Eftimie, patronul moldovenilor, este un tip care are uneori destulă răbdare. Vom vedea. Golovka a marcat și în celălalt 4-0. Cel cu FC Argeș. Păun!